La modul sincer și reflexiv, gândindu-mă că am mâncat două ciorbe de, nu, două supe de ceapă, n-aveam cum să vi le arăt, că ele sunt doar gustoase, mai puțin expresive. Bă, dar poate data viitoare, nu se știe. Stând pe terasa aici la Navrom River, cu Marius reflexiv la telefon, cu peștii care văd că s-au liniștit și nu mai ies din iaz, așa cum a făcut-o, și a făcut-o bestiile în dușmănie, exact când am închis telefonul. Ei bine, asta este situația. Mi-am zis că am reflectat și am spus că mai bine să mănânc o salată decât să mai iau ceva care să-mi umple burta. Nu de altceva, dar burta oricum e mare. Și atunci, ca să compensez, m-am gândit să le cer fetelor o salată de asta de vară, ușoară, grecească, care să fie... Și chiar au miros, adică sunt măslinele împreună cu exact cât trebuie inelușul ăsta de ceapă, pătrățele astea de varză, de brânză, iertați-mă. Chiar e o poveste, sper, optimistă și în debutul verii pe care o aștept deja de vreo 6-7 luni. În curând vom avea două anotimpuri, o iarnă foarte lungă de 9 luni și 3 luni de vară. E, și până atunci mi-am spus că dacă tot sunt aici pe terasă și stau relaxat, mi-ar prinde foarte bine să încerc salata de la Navrom River, salata grecească. Mâine sau poimine sau răspoimine voi gusta și altă salată. Dar acum, pentru spiritul primăverii, pentru ideea de prospețime, de primenire a sângelui, de curăție, ce zi a săptămânii este azi? Nu știu. Ia uite ce frumos, dar nu că suntem în țară, e harț, parcă nu? E harț, nu? E harț mai sau cu post, nu știu. Ideea este că simțeam nevoia de primăvară și mi-au adus-o în farfurie, sper să o savurez și vă o să vă inspir ca să-mi urmați exemplu, de ce nu?